Într-una din familiile de credincioși din Suceava domnea o atmosferă de bună dispoziție sufletească. Ospitalitatea și părtășia erau caracteristicile specifice ale acestor oameni, care, pe lângă dorința de a-l sluji pe Dumnezeu, se străduiau să poată fi de folos și pentru nevoile altora. Cu ocazia unei misiuni făcută la Suceava, am fost invitat în această familie, unde se programase o întâlnire cu studenții. Subiectul discuției se referea la câteva din cele mai semnificative experiențe din viața credincioșilor, care au fost solicitați să le mărturisească într-o formă cât mai concisă pentru zidirea și îmbărbătarea tuturor. Erau vreo 20 de studenți, printre care se aflau și câțiva oameni mai vârstnici. La universitatea din Iași, studenții credincioși, aparținători cultelor neoprotestante, întrețineau o strânsă legătură duhovnicească fără să se facă deosebire între penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie sau alte confesiuni evanghelice. Astfel, printre istorisirile deosebit de interesante ale studenților, care și-au împărtășit experiențele, am reținut o întâmplare deosebită, pe care a mărturisit-o unul dintre cei mai vârstnici. Bărbatul acesta, cu pregătire superioară, se bucura de multă considerație împreună cu soția lui. Era în vârstă de vreo 40 de ani. În momentul când ceru permisiunea să-și împărtășească una din experiențele sale personale în cadrul acestei discuții libere, el a fost cuprins de o emoție tulburătoare. După câteva clipe de liniște și așteptare a tuturor, el se adresă politicos, iubiți frați, stimați colegi și prieteni. Vă rog să mă scuzați, pentru că sunt cuprins de o emoție nestăpânită. Ștergându-și lacrimile ce îi răvășeau obrazul, el a început să-și mărturisească experiența prin istorisirea următoare. Fraților, îmi amintesc cu deosebită satisfacție și uimire de o vizită pe care am făcut-o în casa unui om al lui Dumnezeu care locuiește prin părțile Bistriței. Auzisem foarte multe lucruri bune despre el. Aceasta m-a determinat să-i fac o vizită la domiciliu, pentru a-l putea cunoaște mai bine și pentru a-i cere niște îndrumări cu privire la o situație specială în care mă aflam cu familia era prima vizită pe care am făcut-o acestui om al lui Dumnezeu, fără să fi avut prilejul să ne cunoaștem înainte. În momentul când am intrat în casă, el m-a primit cu multă bunăvoință și ospitalitate, fără să mă întrebe despre motivul vizitei. După câteva minute de acomodare, omul acesta începu să-mi destăinuie gândurile în timp ce mă privea cu atenție. Mi-a spus apoi întreaga biografie, începând cu numele părinților, locul și data nașterii, Căsătoria, numele soției, bolile de care au suferit o parte din membrii familiei. După care mi-a descoperit toate păcatele pe care le-am săvârșit în viață, începând cu perioada copilăriei, spunând fiecărui lucru pe nume. Toate acestea, împreună cu alte amănunte legate de viața intimă, personală și familială, mi-au fost descoperite cu o precizie uluitoare eram pe deplin convins că mă aflu în casa unui om al lui Dumnezeu care merita să fie recunoscut ca proroc. După o discuție folositoare și plină de învățăminte, gazda casei îmi oferi o încăpere unde aveam să mă odihnesc peste noapte. M-am așezat în așternutul care mi-a fost pregătit, fiind puternic impresionat de cele întâmplate și am simțit nevoia să mă rog. Dintr-o dată apăru un grup de îngeri strălucitori care pluteau prin spațiu și care mi-au descoperit păcatele pe care le-am făcut încă din copilărie, repetând cuvintele Prorocului. Întorcându-mă acasă, am observat o schimbare deosebită în viața mea. Momentele de emoție copleșitoare pe care le-am trăit și casa acelui om al lui Dumnezeu, în prezența îngerilor strălucitori, continuă să se repete ori de câte ori îmi amintesc de această experiență extraordinară. Grupul de ascultători, constituit din mai multe nuanțe de orientare doctrinară-confesională, a rămas uimit din pricina celor mărturisite de bărbatul cu orientare carismatică, fără să se mai facă vreun comentariu. Cine ar fi avut îndrăzneala să combată un asemenea experiment și să-l pună sub semnul întrebării din punct de vedere valoric? Bărbatul care și-a mărturisit experiența pe care a trăit-o poate dovedi că este un om integru din punct de vedere intelectual. Și nu se poate pune la îndoială sinceritatea pe care o avea în relatarea experienței. Dacă se verifică sursa prin care s-a manifestat această experiență, dincolo de această aparentă minune dumnezeiască, rezultatul final depășește cu mult așteptările noastre. Bărbatul care trăise această experiență uimitoare era convertit la credință doar de vreo 5 ani și nu era încă destul de matur în credință pentru a reuși să deslușească lucrurile după lumina scripturilor. Ascultând această mărturisire interesantă, am primit confirmarea interioară că omul acela despre care se credea că este omul lui Dumnezeu nu era prorocul Domnului, ci era un ghicitor veritabil, călăuzit de spiritele demonice, ce se prezentau în chipuri de îngeri strălucitori, cu scopul de a-i amăgi pe credincioși lipsiți de maturitate spirituală. Faptul acesta s-a dovedit cu prisosință din experiențele ulterioare. Primele motive care au justificat eroarea optică se bazau pe carențele următoare: dacă descoperirea păcatelor ar fi fost făcută prin Duhul Sfânt în cel mai bun caz, aceasta s-ar fi referit la păcatele săvârșite de către persoana respectivă după actul convertirii la credință și nici de cum la cele din perioada anterioară. Sfânta Scriptură ne asigură că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Fapte 17 30 după ce vindecase ologul de la poarta frumoasă, Apostolul Petru se adresă mulțimilor de oameni prin inspirația Duhului Sfânt, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Fapte 3, versetul 19. Rezultă deci că prin actul pocăinței se produce iertarea tuturor păcatelor săvârșite, indiferent de numărul și de gravitatea lor. După ce Dumnezeu ne-a promis iertarea păcatelor prin Fiul Său, care a luat asupra Lui păcatele noastre, ale tuturor, este cu neputință ca El să ni le amintească din nou pentru a ne produce îndoială și tulburare. Nici măcar în relațiile dintre oameni nu se mai poate justifica o asemenea atitudine, chiar dacă această situație mai persistă în unele cazuri de excepție. Profetul Isaia, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, împuternicit și trimis în mod special scrie israeliților, Eu, eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Isaia 43, cu 25 Iertarea care vine de la Dumnezeu prin meritul jerfei de la calvar este o iertare veșnică. Golgota reprezintă marea uitării în care Dumnezeu a îngropat pentru veșnicie păcatele noastre ale tuturor, fără să-și mai aducă aminte de ele. Duhul Sfânt ne mustră cu blândețe pentru greșelile noastre pe care le-am săvârșit, fie chiar și după ce ne-am convertit, și ne cultivă speranța eliberării de sub puterea păcatului, în timp ce diavolul, prin slujitorii săi, încearcă să ne judece și să ne condamne chiar și pentru păcatele săvârșite înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, cultivându-ne disperarea. Aceste gânduri luminate de adevărul Scripturii, de prezența și călăuzirea Duhului Sfânt, au constituit motivul de confirmare a faptului că fratele nostru devenise victima unei influențe negative, deși se părea că este sincer și de bună credință. Apostolul Pavel scrie cu deosebită claritate despre aceasta. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefacă în apostoli ai lui Isus Hristos și nu este de mirare căci chiar și satan se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. 2 Corinteni 11, de la 13 la 15 După încheierea orei de părtășie, m-am apropiat de fratele care făcuse mărturisirea și i-am zis cu deosebită gingășie. Dragul meu frate, am evitat în mod intenționat să fac vreun comentariu public Asupra experienței pe care tocmai ne-ai mărturisit-o. Problema este foarte delicată, iar musafirii care au fost invitați în această familie nu erau pregătiți pentru a putea înțelege semnificația unei astfel de experiențe. Eu nu mă îndoiesc nici o clipă de sinceritate pe care o ai față de Dumnezeu, în dorința de a-l sluji cu credință. Consider prin aceasta că, în momentul de față, nici dumneata nu ești încă edificată în suficientă măsură asupra experienței pe care ne-ai mărturisit-o, ci simți nevoia unei clarificări mai rezonabile care să-ți aducă o împăcare sufletească de plină, fără motiv de îngrijorare. Pentru elucidarea problemei, vreau să-ți fac o propunere. Ascult cu multă plăcere, răspunse omul de bună credință și adăugă cu incertitudine, S-ar putea oare ca omul acela despre care v-am mărturisit să nu fie trimis din partea lui Dumnezeu? Nu este momentul potrivit pentru a face o astfel de analiză, am spus. Ora este foarte înaintată și nu cred că este bine să abuzăm de ospitalitatea gazdelor. Dorința mea este de a-l cunoaște nemijlocit pe omul acela, despre care ne-ai mărturisit că este un proroc al Domnului. Rugămintea pe care o am în acest scop este ca dumneata să te duci pentru a doua oară la prorocul acela și să-i transmiți din partea mea invitația să ne facă o vizită la mediaș. Am să-ți dau adresa bisericii noastre, și dacă împrejurările vă sunt prielnice, vă rog să veniți împreună. Cheltuielile de deplasare le voi suporta cu multă plăcere. Dacă omul acela însă nu este dispus să ne viziteze, și dacă întâmpină vreo altă piedică neprevăzută, te rog să-mi aduci răspunsul lui la cele trei întrebări cu valoare universală. Aș dori să primesc răspuns în scris. 1. Dacă îngerii sunt născuți din Dumnezeu sau dacă ei au fost creați. 2. Dacă jerfa lui Hristos este singura salvare a neamului omenesc sau dacă mai există și alte mijloace de salvare în afara jerfei. Și 3. Dacă regenerarea spirituală prin pocăință și naștere din nou este singura cale de mântuire sau dacă mai există și alte căi prin care oamenii să poată fi mântuiți. După ce îi se înmână biletul cu întrebările menționate, fratele nostru de bună credință și-a mărturisit alături de soția lui satisfacția de a vizita din nou biserica din Mediaș, aducând împreună cu ei și pe prorocul Domnului. Împrejurările din viața de familie au făcut ca soția fratelui nostru de bună credință să fie nevoită să rămână acasă. Pentru îndeplinirea scopului amintit, el s-a hotărât să invite un alt prieten credincios pentru a se deplasa împreună la cel despre care se credea că este Profetul Domnului. Ajungând la destinație, persoana care l-a însoțit a trăit aceleași sentimente, pentru că Prorocul Domnului, între ghilimele, a început să-i descrie întreaga biografie: relațiile de familie, numărul copiilor, diagnosticul de care suferea și, în plus, descoperirea păcatelor pe care le-a săvârșit începând cu perioada copilăriei, descoperindu-i tainele inimii cu o precizie uluitoare. După ce se derulase descoperirea pe toate planurile, prorocul a propus musafirilor să se închine Domnului. În clipele următoare s-a produs un fenomen incredibil. Cei doi musafiri au avut impresia că au fost proiectați în spațiu la o înălțime de vreo 500 de metri privindu-și corpurile care au rămas pe pământ, ei s-au înspăimântat de puterea profetului, socotind că aceasta era puterea lui Dumnezeu, fără să conștientizeze faptul că ghicitorul acesta de profesie le captase reflexele cerebrale, putând astfel să-i dirigeze după bunul său plac și astfel să-i determine să nu vadă realitatea lucrurilor, ci ceea ce el voia să le imprime. Prin eroare optică la care au fost supuși, și care de fapt este extrem de dăunătoare pentru structurile sufletești ale oamenilor. După această plimbare imaginară prin spațiu, musafirii au fost readuși pe Pământ, reintegrându-se în corpurile pe care le-au părăsit în momentul de dedublării. Dacă analizăm această experiență incredibilă cu spirit critic, pare să fie de domeniul fanteziei. Dacă nu ar fi fost mărturisită de către doi bărbați, integri din punct de vedere intelectual. Noaptea, musafirii s-au odihnit în camera destinată musafirilor, unde, cu prilejul primei vizite, îngerii strălucitori pluteau. Musafirii au întâmpinat și alte surprize, însă de data aceasta au fost mai puțin plăcute. După cum mărturiseau ei, au avut o noapte chinuitoare însoțitorul omului de bună credință a suferit cumplit. Vedeniile de noapte și visurile tulburătoare au alternat în permanență, producându-i un coșmar îngrozitor. Mulțimile de șerpi încoronați cu diamante strălucitoare își disputau înțelepciunea și rafinamentul prin gesturile lor prietenoase și pline de tandrețe. Bărbatului de bună credință i s-a ordonat între timp să propovăduiască evanghelia strigând prin mijlocul orașului după exemplul profetului Iona. Spre fericirea lui, această misiune încredințată din surse neidentificate n-a mai fost onorată. După o noapte înspăimântătoare, în zorile dimineții musafirii și-au anunțat scopul vizitei. Bărbatul de bună credință îi mărturisi prorocului despre întâlnirea de la Suceava și despre invitația specială făcută de către fratele Ionel de a face o vizită bisericii din Mediaș. La invitația musafirilor, profetul simți nevoia să se justifice. Eu nu sunt împotriva unei astfel de vizite, dar vreau mai întâi să întreb pe domnul dacă vrea să mă duc la Mediaș. Intră apoi într-o cameră alăturată ca să ceară răspunsul domnului în clipele următoare, a ieșit din camera lui și se adresă musafirilor cu aerul unei competențe spirituale superioare. Domnul nu-mi permite să merg la mediaș. Nedumeriți din pricina răspunsului negativ, musafirii au început să-și pună semne de întrebare în legătură cu oamenii lui Dumnezeu. Dacă omul acesta este cu adevărat prorocul Domnului, prin atitudinea lui negativă și prin interdicția din partea Domnului de a se deplasa la mediaș, nouă ni se descoperă că fratele Ionel nu poate fi un slujitor al Domnului. Doamne, ce mare confuzie! Frământați de aceste gânduri care i-au cercetat în mod simultan, ei l-au întrebat pe unsul Domnului, împotriva căruia nu îndrăzneau să cugete îndoielnic, dacă Domnul nu vă permite să mergeți la mediaș, înseamnă că fratele Ionel nu este copilul Domnului? Care este situația lui? Ce fel de om este? Noi încă nu-l cunoaștem îndeajuns, deoarece ne-am întâlnit cu el doar o singură dată, cu prilejul vizitei făcute la Suceava. Profetul răspunse, Nu mi se permite din partea Domnului să vă dau informații amănunțite. Tot ceea ce vă pot spune despre el este că se află sub pază bună. Regretăm aceasta, răspunse unul dintre musafirii de bună credință. Eu am promis fratelui Ionel că îl vom vizita la Mediaș, dacă dumneavoastră nu vă este permis să veniți cu noi, vom fi nevoiți să mergem singuri. Nu vă este permis nici vouă să vă deplasați la mediaș, interveni cu deosebită seriozitate gazda casei, încercând să domine situația. Oricum, promisiunea trebuie onorată, răspunse musafirul. Dacă vă veți hotărâ să mergeți, veți avea piedici pe drum. Rostind aceste cuvinte, profetul ghicitor își etalase nemulțumirea fără a mai stărui asupra interdicției. Înainte de a se despărți, omul de bună credință își aminti de întrebările pe care le avea notate pe un bilet și îl rugă pe profet să binevoiască să-i dea răspunsul solicitat. La întrebarea dacă îngerii sunt născuți din Dumnezeu sau dacă ei au fost creați, răspunsul profetului a fost contrar adevărului biblic, susținând că îngerii n-au fost creați, ci au fost născuți din Dumnezeu. La întrebarea dacă jertfa lui Hristos este singurul mijloc de salvare al neamului omenesc, răspunsul a fost negativ, argumentându-se contrariul învățăturilor scripturii, că jertfa lui Hristos cuprinde doar o perioadă de timp în acțiunea iertării păcatelor, în timp ce alte generații care au trăit înainte de era creștină au fost salvate prin alte mijloace, fără să beneficieze de jertfa lui Hristos. La întrebarea dacă regenerarea spirituală prin pocăință și naștere din nou este singura cale de mântuire a oamenilor, profetul ghicitor a răspuns tot negativ, argumentându-și convingerea împotriva scripturii, în sensul că Dumnezeu îi poate mântui pe oameni fără actul pocăinței și al nașterii din nou, întrucât acestea se referă doar la perioada creștină, care este de o durată foarte scurtă, în comparație cu istoria experienței neamului omenesc. După încheierea discuției, musafirii s-au îndreptat spre gară, unde și-au cumpărat bilete de călătorie spre orașul Mediaș. După ce s-au depărtat de localitatea respectivă cu vreo șase sau șapte kilometri, dintr-o dată locomotiva s-a blocat. Toate încercările de remediere s-au dovedit zadarnice. Locomotiva a fost înlăturată cu ajutorul unei macarale uriașe. Au trecut ore în șir până când trenul a ajuns la destinație. Oamenii noștri de bună credință și-au amintit de avertismentul profetului că vor avea piedici pe drum. Totuși, această întâmplare nu a fost doar o simplă coincidență. După ce au sosit în mediaș, musafirii au participat la serviciile de dimineață care s-au ținut la biserică, unde și-au mărturisit aventurile ce le-au trăit în casa profetului mincinos, fără să conștientizeze că au fost înșelați. Era momentul deznodământului. Ionel simți nevoia să-și îndeplinească datoria față de Evanghelie și le mărturisi adevărul, fără menajamente. A invitat musafirii în camera de sus și, după ce le servi prânzul, i-a întrebat dacă i-au adus răspunsul la cele trei întrebări cu valoare universală. Unul dintre aceștia scoase biletul pe care se afla răspunsul din partea profetului. Ionel analiză cu atenție conținutul biletului și a observat că toate răspunsurile erau false în comparație cu adevărul biblic. Își întoarse privirea spre musafirii poftiți și le zise cu amărăciune. Scumpii mei frați, omul acela despre care mi-ați mărturisit cu atâta entuziasm nu este un profet al Domnului, ci este un ghicitor veritabil care va a indus în eroare. Datoria pe care o aveți înaintea lui Dumnezeu este să anunțați bisericile despre starea lui pentru a fi scutite de consecințele dezastroase pe plan spiritual. După ce le-am dat o explicație amănunțită în legătură cu arta ghicitoriei, întreținută de spiritele înjelătoare, i-am asigurat că se găsesc în afara oricărui pericol dacă se vor supune lui Dumnezeu și îl vor servi cu credință și dacă se vor elibera de curiozitatea bolnăvicioasă de a le se descoperi tainele inimii prin persoane înstrăinate de adevăr. Dacă ghicitorul și-a putut manifesta puterea, tulburându-le mintea și sufletul, aceasta se datorează faptului că le lipsește nu numai cunoașterea scripturilor, ci și experiența vieții spirituale. Multora dintre oamenii credincioși le-a fost îngăduit de Dumnezeu să rătăcească prin hățișul învățăturilor mincinoase, fiind amăgiți de spirite înșelătoare și prinși în captivitate. Mântuitorul a venit în lume pentru ca să nimicească lucrările diavolului și să-i elibereze pe cei ce îl caută cu tot din adinsul. Bebelușii n-au înțelepciunea să deosebească lucrurile. Dacă părinții nu le poartă de grijă în mod corespunzător, ei sunt în mare pericol și sunt predispuși să mănânce tot ce găsesc la îndemână, otrăvindu-se uneori în mod fatal. Oile mele aud glasul meu și nu se duc deloc după un străin. Mielușeii fără pricepere, cărora încă nu li s-a dezvoltat instinctul de turmă, se mai rătăcesc uneori, întorcându-se printre spini sau prăbușindu-se prin adâncurile prăpastiei. Salvarea lor atârnă de dragostea și sacrificiul păstorului care îi caută cu perseverență, cu dorința de a-i întoarce la turmă. După ce și-a terminat expunerea, gazda casei întrebă musafirii. Sunteți de acord să anunțați bisericile din zonă despre cele întâmplate, pentru ca cei credincioși să nu-l mai primească pe acel ghicitor care se dă drept proroc al Domnului? Cum să îndrăznim să spunem astfel de lucruri? întrebă unul din musafirii de bună credință. Omul acela se recomandă ca proroc al Domnului, organizând stăruințe în multe biserici din zona de nord a Moldovei, fără să se consulte cu pastorul. Eu personal am avut prilejul să asist la o stăruință în care oamenii pluteau în aer în momentul când el își punea mâinile peste ei ca să primească darul Sfântului Duh. Dacă vom încerca să anunțăm bisericile în legătură cu cele întâmplate, Frații noștri de bună credință vor fi primii care ne vor exclude. Ne vor izola, considerându-ne că suntem împotriva lucrării Duhului Sfânt. Foarte mulți din bisericile noastre din zonă îl consideră un proroc al Domnului, pentru că are darul să descopere tainele inimii cu foarte multă precizie. N-ați auzit despre minunea pe care a făcut-o unul dintre credincioși, care a căzut într-o răpire sufletească timp de 12 zile? După cum se spune, corpul acestui credincios a rămas pe câmp într-un loc izolat, în timp ce cu Duhul a misionat în Africa. După câteva zile, după ce s-a întors din misiune, el s-a reîntors în corp, mărturisind această minune despre care acum se vorbește în toată țara. Autoritățile i-au confiscat adresele despre care spunea că le-a primit din partea bisericilor din Africa, și în cele din urmă, după ce i-au tras o bătaie strașnică. L-au declarat nebun. Ascultând aceste cuvinte, am rămas uimit. Auzisem ceva despre această presupusă minune, însă acum mi se limpezise problema. Sursa fenomenului patologic se afla în casa Profetului Ghicitor, care devenise un expert în procesiunea dedublării, folosindu-se de credulitatea oamenilor lipsiți de adevărul scripturii și de maturitate spirituală. Nici o problemă, răspunse gazda casei. Dacă nu aveți curajul să-l denunțați, îl va descoperi Dumnezeu în curând. Este oare pentru prima dată când un asemenea om să se poată strecura în bisericile penticostale fără să fie depistat la vremea potrivită? Ce fac prorocii? Care este misiunea lor, mai ales într-o zonă unde există atâta entuziasm pentru un astfel de dar? Ce fac pastorii din această zonă? Ce fac învățătorii din această zonă? ai milă de noi, Doamne, și iartă-ne comoditatea și sărăcia spirituală. După vreo trei luni, Ionel primi un telefon de la Suceava. Bărbatul de bună credință nu-și mai putea stăpâni entuziasmul și emoțiile. Frate Ionel, îi zise cu bucurie și satisfacție, Dumnezeu a dat pe față nelegiuirile ghicitorului prin intermediul unui grup de credincioși tineri care l-au surprins în flagrantul delict al pervertirii. După câteva zile de rugăciune și post, grupul acesta de tineri a reușit să rezolve elucidarea cazului dintr-o investigație ingenioasă. Toate bisericile din zonă au fost înștiințate, inclusiv cei de la conducerea filialei. Dumnezeu nu se lasă badrocorit. Ionel vizită după câteva luni bisericele din Suceava, Botoșani și Iași, întâlnind tinerii care au fost implicați în această investigație. Au întocmit apoi un raport amănunțit prin care ei cereau conducerii filialei excluderea profetului mincinos. Ochiul este lumina trupului. În Sfânta Scriptură, profeții sunt considerați văzători. Nu era oare de datoria văzătorilor să descopere această nelegiuire? Cum a fost posibil ca ani în șir, omul acesta să se pretindă proroc al Domnului, să inducă în eroare și să contamineze ideologic și spiritual atâția oameni de bună credință. Referindu-se la misiunea ochiului, Mântuitorul Iisus Hristos ne amintește, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Dacă darul profetic există în realitate în trupul lui Hristos, tot trupul lui Hristos este plin de lumină. Dacă un profet are lumină de sus, toată biserica este luminată prin lumina pe care o primește văzătorul. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul este plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Acestea sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuprinse în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 22 și 23. Cine citește, să înțeleagă, și cine are urechi de auzit, să audă. Pentru că ceea ce s-a menționat aici reprezintă glasul Mântuitorului.